acel nemernic. Celălalt. Ia, nu mai merg. Arătați în faza cealaltă, vă rog, regia. Faza în care forțele de ordine se uită cum plecarea. Se opresc. Și lasă 20, 30, 40 de minute să se ducă și să-l nenorocească pe Galamas, care înțeleg că e într-o stare gravă la spital. Cătălin, cum comentezi lucrurile astea? Comentez și închei. Galamas va sta cel puțin 3 luni. Are fractură la mandibulă. Crezi că noi, societatea românească, ne vom trezi după așa ceva? Se va întâmpla ceva? Nu ne trezim după așa ceva. Nu. Din lucrurile astea nu se învață decât tulburare și se învață dacă se organizează primăriile, cluburile, ca lumea. Dar fotbalul românesc e clar într-un moment foarte prost și într-o lipsă de autoritate extremă. Adică nu mai vezi din astea, auzim săptămână de săptămână, DNA, violențe, tribunale, sânge, corupție și așa mai departe. Ok, mulțumesc mult pentru telefon. Seara bună, la revedere. Seara bună, a fost Cătălin Tolontan, care probabil s-a întors la ediția specială care va fi mâine în Gazeta Sportul. Sunt convins că și ProSport o să probabil, facă... Sunt sigur. Nu probabil. Responsabilitatea de a... responsabilitatea securității acolo în fața specială.